aceea. Mulțumim, Cosmin, maestru de ceremonii, domn profesor, școala Unison, Bacău, cea mai bună școală. Bună ziua, dragi cetățeni, și bine ați venit la prima ediție a Festivalului de Tradiții și Folclor Sohodol Măgura. Mulțumim organizatorilor, o să-i dăm citire, dar pentru prima dată, așa cum știe tradiția, vreau să invităm preotul satului să ne spună câteva vorbe de început, după care o să deschidem oficial cu domnul primar. Vă mulțumim pentru că ați ajuns la noi și sunteți prezenți aici cu toți alături. Părinte, ai cuvântul. Vă rog să aplaudați. Bună ziua și bine... La microfon, părinte. Bună ziua, bine ne-am întâlnit sănătoși. Și înainte de toate să mulțumim Bunului Dumnezeu că am avut șansa aceasta frumoasă să fim cu toți împreună, să ne bucurăm în aceste zile de sărbătoare, în aceste zile în care se face cel mai frumos dar din câte s-au făcut vreodată. În ziua de Crăciun, Dumnezeu face un dar oamenilor. Ne-l dă în dar pe Mântuitorul Hristos, ne-l dă în dar pe Fiul Său, ne dă în dar iertarea. Și dacă suntem astăzi împreună aici, nimic nu-i întâmplător. Pentru că a fi împreună nu înseamnă nimic altceva decât a împlini legea și voia lui Dumnezeu. Nu înseamnă nimic a fi altceva decât oameni. Oamenii întotdeauna au fost împreună, oamenii s-au bucurat împreună, oamenii au suferit împreună, oamenii care sunt împreună întotdeauna pot trece mai ușor peste orice. Și dacă este vorba de un necaz, necazul se împarte la mai mulți oameni cât sunt împreună. Dacă este vorba de o bucurie, bucuria se înmulțește de atâtea ori de câți oameni sunt împreună. Și dacă suntem împreună, am să-l rog și pe domnul primar să fie împreună cu noi, pentru că așa trebuie, așa este frumos, așa este firesc, să ne bucurăm cu toții și să fim întotdeauna atenți unul la celălalt, atenți unul la celălalt. Să fim întotdeauna cu inima încărcată de bucurie. Și tot mai vreau să spun ceva, că trebuie să fim atenți și unul la celălalt. Ca să fie totul în bună rândeală. Domnul primar, vă mulțumim frumos. Ne-ați făcut o surpriză deosebită. Și acum mă gândeam că ar fi bine să se împământenească obiceiul acesta. Ca în fiecare an, a doua, a treia zi de Crăciun, sau în duminica de după Crăciun, dacă este mai lejer ca de Crăciun în timpul săptămânii, în duminica de după Crăciun, sau într-una din zilele Crăciunului, să ne întâlnim mereu așa. Le spuneam și astăzi în biserică, oamenilor, este un început. Poate nu vor fi toate în perfect stare, dar condiția ca ceva să se împlinească, să se împlinească bine este să înceapă. Astăzi a început. Să dea Dumnezeu să fie mulți ani. Și domnul primar, vă mulțumim. Vă mulțumim sănătoși. Și acum
să nu vă speriați de atâtea palme când vă dau, da, da, iubiții noștri. Da, vă rog. Da, sunt emoționat, vă mărturisesc din start că nu sunt obișnuit așa cu prezentările cu atâta lume. Da, toate au un început și reușim, ne străduim. Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit la prima ediție a sărbătorii tradiții populare aici la noi acasă, în comuna Măgura, sat Sohobor. Ne-am străduit să organizăm acest spectacol cu gândul că se va ridica la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Nu întâmplător am ales această locație, în satul Sohodol. Pentru că, după părerea mea, aici sunt rădăcinile tradițiilor noastre populare strămoșești din comuna Măgura. Cred că nu-i familie din comuna Măgura care să nu aibă măcar un membru de aici din Sohodol. Original de aici din Sohodol. Cu rădăcinile acestui Sohodol, cum bine spune părintele. Chiar și mama mea iese de aici, din Sohodol. Și așa cum a spus și prezentatorul nostru, Răzvan Ciorcilă, avem invitați de seamă astăzi, în onoarea și în cinstea dumneavoastră, pe Maria Tătaru, pe Irina Sabău, pe Florin Blaj, care ne vor desfăta cu cântece și cu urături și vom avea și elevii școlii Emil Brăiescu care se vor prezenta cu colinde. De asemenea, vor veni și urători din sat cu plugul, cu capra, cu jianul și sperăm ca lucrurile să desfășoare în bune condiții și să reușim așa cum ne-am propus. Îmi cer scuze, am emoții. Îți firești. De ce am ales această locație? Tot aici, în Sohodol, este și păstrătorul și mesagerul acestor tradiții populare, Răzvan Ciorcilă. Băiatul pe care îl vedeți aici, care an de an s-a străduit și a și reușit să păstreze vie această flacără a tradițiilor noastre strămoșești. Am ales această locație și pentru faptul că an de an au coborât la vale din satul Sohodol cele mai grele pluguri cu câte 40 de pognitori la bici. Toți din Sohodol legi. Păcat că nu mai trăiește nenea Ion Botezatu pentru că ne-ar fi prezentat atât de frumos astăzi irodul. Dragii mei, aș vrea să vă mai spun un singur lucru. Cred că avem obligația să păstrăm aceste tradiții și să le iubim. Pentru că ele sunt unice în felul lor aici la noi. Pentru că dacă le-am pierde, ne-am pierde identitatea și am rămâne cu sufletul sărăcit. Dar știți cum e vorba lungă, sărăcia omului, nu vreau să vă mai țin. Și vreau să vă rog să rămâneți aici cu toții, să nu plecați, să încingeți ora. Pentru că la ora 4 vă invităm și la pomana porcului alături de un pahar de vin fiert și o țuică fiertă. Distracție plăcută, vă rog. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze, am fost emoționat. Îi mulțumim lui Răzvan pentru faptul că a fost an de an alături de noi cu tradițiile și colindele populare la noi la Măgurați. Vreau încă o dată să-i aplaudăm pe părintele paroh Lucaș Vasile și domnul primar Costra Șordache pentru cuvintele frumoase care le-au adresat cetățenilor și invitaților noștri de seamă. Vreau în continuare să rămână părinte. Nici n-am colindat și încă am primit prima ciocolată care să o împar cu copilașii de aici. Vă mulțumesc, vă da proste, părinte. Sărmâna, vă mulțumesc. Încă eu zic că ar fi timpul să o cam împartă și cu o domnișoară. Am să țin seamă de învățătură, părinte, pentru că tot timpul dau ascultare, așa cum trebuie să facem și toți. Vreau să trecem direct la program, pentru că avem copii foarte bine pregătiți, foarte
au așteptat acest moment foarte mult și de aceea o să dau citire desfășurătorului. La inițiativa Comunei Măgura și a Consiliului Local, domnului primar Costra Șordache, s-a organizat acest spectacol intitulat Tradiții și obiceiuri de Crăciun, ediția 1, 2016. Programul artistic este organizat și realizat de domnul Cosmin Flenchea, președintele Asociației Culturale Unison Bacău. Vă rog frumos să-l aplaudați, un maestru de ceremonie adevărat, și recomand școala lui pentru a duce tradiția mai departe, Unison Bacău, una dintre cele mai bune școli din țară. După care avem invitați de seamă Maria Tătaru, Irina Sabău, Florin Blaj, Claudiu Benchea și Vasile Chiriac. În deschiderea programului, între ora 13 și 14, avem datini și obiceiuri. Vom începe colinde tradiționale cu copiii de la școala numărul 1, școala numărul 2 Măgura, după care vom încheia cu un tradițional plugușor, așa cum știm din vechi, din moș-strămoș, și cu copiii noștri bine pregătiți, cu dansuri, împreună cu profesorul aici. Vă rugăm să aplaudați încă o dată și mulțumim că au răspuns pozitiv invitației noastre. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc partenerilor noștri media, exclusiv TV. Invit în scenă pe copiii de la școala numărul 1, la școala numărul 2 și rog pe cumătru, maestru de ceremonii, muzica, să pregătească un colind, deschide ușa creștinei. Hai, încurajați, aplaudați că sunt mici și emotivi.
vă mulțumim, aplaudați că merită din plin, foarte frumos. Invit și elevii de la școala numărul 1. Sunt pe scenă deja. Așa, urmează câteva colinde tradiționale. Haideți, dragii mei, curaj! Haideți, încă o dată să-i aplaudăm că sunt emotivi și eu eram la fel. Am venit să facem urare pentru fiecare viață cristian la mulți ani. Să vă și casa plină de belșug și de lumină, pâinea să și e cât roata și afară mai mare gloata. Prin nume și jer, cu papuji șer, cu tocorțălit am venit să facem urare pentru fiecare viață pistian la mulți ani. Prin nume și jer, cu papuji șer, cu tocorțălit am venit să facem urare pentru fiecare viață pistian la mulți ani. Seara! Seara aceasta e din toate serile nisă de sărbători, cea mai aleasă zi și până-n zor de zi plină de colindători. D'albe florile ruile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Și supra tuturor, din darul magilor, lasă câte ceva. Micul Iisus căldar, din dar se face iar raiul spre slava sa. D'albe florile ruile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Seara aceasta nea are acel ceva, un har ieșit din comun. Fiți așadar mai buni și credeți în minuni, cel puțin de Crăciun. D'albe florile ruile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. D'albe florile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Pune gazdă, pune masa și împodobește casa. Sunt colindători pe drum și o să vin în prag acum, în sfânta zi de Crăciun. Sunt colindător pe drum și o să vin în prag acum, în sfânta zi de Crăciun. Fulge neacad la fereastră, să fii gazdă sănătoasă, că pe unde ne-am mai dus, la toți vestea le-am adus, astăzi s-a născut Iisus. Că pe unde ne-am mai dus, la toți vestea le-am adus, astăzi s-a născut Iisus. Stăm gazdă la tine un pic, că afară-i cam cer și frig. Așează-ne lângă foc, că am înghețat de tot, să dea Dumnezeu noroc. Așează-ne lângă foc, că am înghețat de tot, să dea Dumnezeu noroc. Dă-ne gazdă ce ne-ai da, și pe urmă om pleca, că până mâine în zori îți mai vin colindători la mulți ani de sărbători. Că până mâine în zori îți mai vin colindători la mulți ani de sărbători. La mulți ani de sărbători.
Le mulțumim frumos, merită din plin aplauze. Eu sunt foarte emoționat de aceste colinde. În continuare, o să-l invit pe Mihăiță Prihoancă cu steaua. Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește, că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. Magicum zăriră, steaua și porniră, mergând după rază, pe Hristos să-l vază, pe Hristos să-l vază. Și dacă porniră, îndată-l găsiră, la dânsul intrară și se închinară, și se închinară. Cu daruri gătite, lui Hristos menite, luni fiecare, bucurie mare, bucurie mare. Care bucurie și la voi să fie, de la tinerețe până la bătrânețe, până la bătrânețe, la înalțe. Mulțumim frumos, o să rog cei care au pregătit mere și nuci pentru copii să-i servească, pentru că la noi așa se obișnuiește în comună. Înainte de toate, după ce ne-au colindat copiii, le oferim mere, colaci, nuci și bineînțeles încă o dată aplauze, pentru că mai presus de toate, copiii merită toată încurajarea și tot respectul pentru ceea ce au pregătit. Pentru că toate aceste tradiții și obiceiuri au o succesiune din moș strămoș, o să, după steaua, avem pregătit un plugușor, școala numărul 2, doi copii minunați, care au pregătit un plugușor micuț, așa cum se merge pe 31, în ajunul anului nou. Haideți, dragii mei, aici aproape de microfon. Și arăți dealuri și voi și sunați din zurgălăi. Că noi nu urăm pe bani, că nu suntem chiar sărmani. Suntem neam de gospodari, strănepoți de aluște bani. Toți frumoși și toți bunici, că nitrași ne-ai duș, puișori din Moldoveni, toți plugari din Măgureni. Piste dealuri, piste băi, ia mai mânați mai flăcăi și sunați din zurgălăi și pogniți din bice, ăi! Să faceți crucea sfântă, că Dumnezeu vă ajută, cu a lui binecuvântare, noi arăm la cei cari. Și arăm de acum un an, din Magura până Crihan, semănăm cu rugăciuni, că Domnul mila și-o pune. Și-o răsări rod bogat, din sus binecuvântat, peste dealuri, peste voi, ia mai mânați mai flăcăi! Toate lumii strecătoare, și necaz și supărare, doar pământul stă ziditul și Dumnezeu ne-a dormit. Pentru aia stai într-un gând, să-L rugăm pe Domnul Sfânt, să ne dei bunătate, să ne dei sănătate, mai bună decât toate. Liniște și pași în țară și până e bună la vară. Opriți plugul mai flăcăi și sunați în zurgălăi. Anul și la mulți ani! Foarte frumos, emoționat, un plugușor deosebit, pregătit la școală de domnii profesori, împreună cu elevii. Acum, bineînțeles, după ce primim plugușorul la amiază, mai pe seară, așa, pe la ora 4-5, când ziua se îngână cu noaptea, vine și căprița tradițională, făcută aici ca la Măgura, cu multicoloră. În alte părți, pe Valea Săului, se poartă cu leghicer, la noi mai colorată, mai veselă, suntem mai aproape de municipiu. Și invităm pe cei care au pregătit căprița cu toată energia lor și în aplauzele dumneavoastră, din nou elevii școlii numărul 1 și 2. Thank you.
Ce stai așa supărată? Spune doar foarte necaz, ai mâncat tu ceva azi? Mulțumim, o căpriță frumoasă și veselă, care tocmai a plecat și au rămas copilași și minunați pe scenă. Iar acum o să vă întreb pe dumneavoastră, că sunteți așa în număr mare, după căpriță, seara, pe întuneric, ce obicei străbun mai avem? Cine vine la poartă? Mai tare, că nu se aude? Plugușorul! Plugușorul! Și ursul, într-adevăr, dar mai puțin pe la noi, că suntem cam departe de Comănești, de Valea Săului, de Moinești. De aceea rog băieții plugari să pregătească bicele, să întindă pe brazdă, pe hotarul fără hat, aici și în Soodol, și să începem la, cu ajutorul maestrului Cosmin, să ne dea drumul la muzicuța de la plug. Foi și că foi trifoi de primunți păduri și văi sau bicele flăcăi. Aho, aho și bună seara! Gospodar din toată țara, gospodar și gospodine, și voi tinere copile, dați-vă pe la fereastră și ascultați urarea noastră. Dați-vă pe la perdele și ascultați vorbele mele. Dați-vă pe lângă mine să vă spun ceva de bine. Că de bine, că de rău, sosit și anul nou, anul nou cu bucurie, într-un mulți ani să ne fie. Zurgălai și clopoței, întoarși-ți brazda, măi, flăcăi! Și plin de foc, de-a rămas trăsnit pe loc. Limba mi se împleticea, glasul mi se bâlbâia, ca un ceas de tinichea. Aoleu, ce aș fi vrut, ochii fetei să-i sărut. Dar când mă uitam mai bine, ce să văd sărman de mine? Nu-i nici fată, nici nevastă, stătea mâța la fereastră. Stătea mâța, se uita cum mă îndrăgosteam de ea. Florișele, zurgălei și încă brazdă, băi, flăcăi! Microfonul. De la mine a treia casă, mi-am găsit și eu nevastă. Prea frumoasă nu era, 70 de ani avea, când am băgat-o în ogradă, voi au început să ragă. Câinele din legătoare se zbătea, ziceai că moare. Și-am avut și trei furci.
cei și-au murit de fica ei. Și-am avut și cinci găi și-au zburat pe la vecini. La urechii clăpăței și-n cobraz de băi flăcăi. Plugul nostru cel mai mare, acest plug cu patru boi, a dus tocmai din Zăvoi, de pe timpul lui Traian, când lupta cu Decebal. Și s-a sculat Maian, bădica Traian, s-a încălecat pe un cal învățat, cu numele de grauri, cu șaua de aur, cu frâu de mătase cât vița de groase. Și în scări s-a ridicat, peste câmpuri s-a uitat, ca să aleagă un loc curat, de arat și semănat. Grâu de toamnă, grâu de vară, de domnul să răsară. Și s-a apucat într-o joi, cu 12 boi, boi, băurei și în coadă cu dălbei. Ia mai mânați plugul, mai flăcăi! Moșulică, moș bătrân, du-te-n beci de adăvin, vin din cel american, ce băuie acum un an. Nu din cel ce bea tot satul, numai ce bea împăratul. Te spun ceva de bine, să dai fata după mine. Te spun ceva de rău, să mă bată Dumnezeu, să mă bată peste gură cu-n pahar de băutură și-o tigaie de friptură și-o bucată de cârnați cam de aici până la Galați și-o bucată de slănină cam de aici până la fântână. Florișelii clăpățai și-n copraz de băi flăcăi. Știm câte ceva, dar ne teamă cu-n sera și ne va prinde noaptea. Rămâi gazdă sănătoasă, cu pâine și sare în casă, și la anul de-o veni sănătoși ne-om regăsi. Hopuri, hopuri, hopurele, la mulți ani cu viorele. Hopuri, hopuri, hopurate, la mulți ani cu sănătate. Și la anul de-o veni sănătoși ne-o regăsi. Florișelii zurgălai au prins boi, măi flăcăi. La anul și la mulți ani, vă mulțumim și mulțumim aplauze plugarilor că au tras de zori, de plug și de bice, ca boii să tragă, să avem recoltă bogată, grânele câmpului să fie din ce în ce mai frumoase și mai bogate, spiritele rele să fugă și să plece de aici din Măgura și să avem parte de prosperitate și numai de lucruri bune. Iar comuna noastră să dea Dumnezeu în frunte cu domnul primar și Consiliul Local și toți cei prezenți aici, să avem cât mai multe realizări și să ne bucurăm de astfel de momente tradiționale, obiceiuri și de ce nu și la vară să avem un hram al comunei. Vă mulțumim, aplauze încă o dată copiilor care au pregătit momente deosebite. Nu înainte de a-i ruga să cânte și Sorcova. Da, da, cum să nu?
Sperii pentru că ați colindat atât de frumos. Așa este, Alicia. La mulți ani, fiți sănătoși, veniți și la anul. Mulțumim încă o dată, aplauze, mere, nucile și colăcei mai spre sfârșit, că încă nu au ieșit din cuptor, sunt încă la făcut. Așa. Mai avem în program o fată deosebit de talentată din comuna noastră. Unii poate o știți, unii nu o știți, o să o cunoașteți acum. Îmbrăcate în straie populare moldovenești, din cap până în picioare. Și numele este Denisa Farcaș din Măgura. În aplauzele dumneavoastră o invităm pe scenă. Denisa, te rugăm să te prezint, să te cunoaștem cu toții. Bună ziua și bine v-am găsit! Vă urez și eu sărbători fericite alături de cei dragi, cu pace și bucurie în suflet. Și vă invit la o horă frumoasă! Joke.
facem loc. Jucați-te așa ca la măgura, că e joc frumos și tarifalos. Jucați-te așa ca la măgura, că e joc frumos și tarifalos. Hei, hei, că părinți, frate-i bănie și mai bandar și mai neișe și bătii și ochiși că sunteți de aici. Părinți, frate-i bănie și mai bandar și mai neișe și bătii și ochiși că sunteți de aici. Au venit și eu să joc cu ochișile de por. Troc, troc, vai, nimeni unde să mă bag. Jocul după mine ușul ăsta-l trag. Mă văd babilii și scot vorbilii, îs minte teasă, joc cu badea. Mă văd babilii și scot vorbilii, îs minte teasă, joc cu badea. Cum spune Petrea cântă muzica, jocul îndrăjit el o armonit. Cum spune Petrea cântă muzica, jocul îndrăjit el o armonit. Hei, hei, a venit mama la joc și cu Petrea am noroc. Cu bățata ca să bată la noi în sat. A venit mama la joc și cu Petrea am noroc. Cu bățata ca să bată la noi în sat. Muzica dacă ar cânta, haideți să o aplaudăm încă o dată pe Denisa Farcaș, care va fi, cred că, deschizătoare de porți aici la Măgura, la o viitoare colaborare cu un ansamblu folcloric, pe care inițiem în 2017 să-l facem împreună cu domnul primar și Consiliul Local. În continuare avem un program special de dansuri tradițional folclorice, realizat de elevii școlii numărul 1 Emil Brăescu, împreună cu domnii profesori. Dacă avem maestru și... Știți ce vă rog? Din motive de organizare, scena este puțin cam mică. Vă rugăm dacă puteți să vă retrageți puțin, puțin mai în spate, să avem loc pentru ora celor... Da. Invităm copiii aici în față. Mai lateral, mai stânga. Doamne, nu mă un pic mai în spate. Ca să nu bată soarele. Avem aici mai multe cântecele, școala numărul 1 și școala numărul 2. Așa este când avem mai mulți copii cu un program diversificat. Nu este nicio problemă. Imediat o să rectificăm problema de sunet. Copiii sunt pregătiți. Haideți încă o dată să-i încurajăm cu aplauze. Muzica.
viața s-o gătit și la coasă am pornit. Foarte frumos, foarte bine pregătit. Și acum avem un invitat special, Claudiu Benchea, elev al Colegiului George Apostol și Club de Muzică Unison Bacău. Cosmin, în aplauzele dumneavoastră. Să încep cu începutul. Vă salut, bine v-am găsit. Vreau să felicit pe domnul primar, pe domnul Cosmin, deci trebuie să menținem în continuare aceste date, aceste obiceiuri, pentru că din ce în ce mai mult și foarte des se pierde. Încep să se pierde și e foarte bine ce se organizează. Și pentru că tot acum a trecut Crăciunul acum o zi, adică ieri, încă suntem în plină în sărbători de Crăciun, prima dată vreau să vă colind și eu, scânt un colind. Slavă ție, Împărat!
Mulțumesc mult! E, și acum să auziți poveste că am colindat, dar trebuie să dăm drumul un pic la veselie, că prea ați înghețat. Și vreau să zic așa o poveste, un moș odată ce-a făcut și ce-a fost el la viața lui. Frunzuliță de picoastă, i-auzi-a, am să joc cocorochească, i-auzi-a, cum juca și tataneu, i-auzi-a, pe iarbă lângă părău, i-auzi-a, rămânea fără talpă, uite așa, e m-aș fuga linia de iar așa. Și cum bătea la șuvă de uite așa, de fășa pământul ocul ia așa. Hai cu tățirii pe jur, păi ca la prășit fiogor, păi să dăm drumul jocului, fii baleasăului. Să-l jucăm cu mic, cu mare, uite așa, că îi zic e sărbătoare, ia așa. Mă și o neșar de pașă, uite așa, ca să-l vadă flăgăia și iar așa. Muzicant să zic mai tare, uite așa, mă și o n-aris capare, ia așa. Ăia ca l-au zărit nipoții și moșu fuga în dosul porții. Păi moșu vrea să fugă acasă, păi țața Sofronia nu-l lasă. Hai Ioane, vină cu așa mai joacă, hai Ioane! Ascultă, i-auzi-a, și-n-ai tot piloc, piloc, i-auzi-a, până ia șubota foc, i-auzi-a, și-am uia că se noptează, uite așa, șubotile scânduiază, iar așa, cum scoate jocul carare, uite așa, în ziua n-amiază mare, ia așa. Băi, tichiță pe sub car, băi, nu sta în loc ca poarungar, băi, intră joc și tu îl leacă, băi, să se stingă focul în vatră, ei, de-a mâia rărit pe joc. Păi ca l-a prășit fiogor, păi să dăm drumul jocului, păi pe Valea Săului. Acum vreau să cânt o piesă care cred că are de trei ori vârsta care o am eu, foarte veche și foarte frumoasă, spun eu. Să-mi fac și eu norocul, măi, măi.
o parte v-ați deschetat, dar cea mai mare parte nu. Facem încălzirea pe rând, mai întâi așa un pic la voce ca și mine, după aia și fizic. Vreau să văd dacă știți să strigați. E, atenție acum! Hei, ia strigați cu toții, hei, să se audă mulți și voi! Hei, 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 hei! E, cam așa, așa plecă! După mine, că eu știu ca să ajut bine, că eu știu ca să ajut bine, ia ca și așa așa. Păi lăsați ora după mine, că eu știu ca să ajut bine, că eu știu ca să ajut bine, ia ca și așa așa. După mine, bătăoanii, ia ca așa și iar așa, sanatate și muslani, ia ca și așa așa. După mine, sprintiori, ia ca așa și iar așa, și-o vedute din pișori, ia ca și așa așa. Ia că-ți e luăm aer! Păi la comandă lumea toată, ia strigați cu toți odată, hai, 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 hai! Nu prea-mi place, măi flăcăi, n-ați mâncat azi! Nu ușurat așa-i la joc, să nu stăie nimeni loc, să nu stăie nimeni loc, dacă așa și așa. Păi ușurat așa-i la joc, să nu stăie nimeni loc, să nu stăie nimeni loc, dacă așa și așa. Așa vioare, ia ca așa și iar așa, să scoatem vora afară, ia ca așa și așa. Câte unu, câte doi, ia ca așa și iar așa, pe bătut, pe mâini, pe căi, ia ca așa și așa. Ia, să iasă bine de data asta! Băi, ia strigați, măi moldoveni, să se audă la muntei! Așa-mi place, măi flăcăi, aia! Iar așa, și-o bătute din pișori, iar așa, și-o cam așa, 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 v-ați încălzit. Dar ținem ritmul așa cu hora, ca să plecăm de jos. Dar mai mult așa, mai mult. Ce te iubesc, o să ia Moldovine, te-am iubit și te iubesc, te-am iubit și te iubi, mai busuie mâni, cât pe lume voi trăi, mai busuie mâni, te-am iubit și te iubi, mai busuie mâni, cât pe lume voi trăi, mai busuie mâni. Țin la grindă în casă, că ești floare drăgăstoasă, că te țin la grindă în casă. Ești verde ori uscat, măi busui ogulii, ești floare de lăudat, măi busui ogulii. Ești verde ori uscat, măi busui ogulii, ești floare de lăudat, măi busui ogulii. Foarte bine, domnul primar, vă văd acolo, jucați perfect! Să-i spui busuioc de la Vaslui, dă-te la mândra să-i spui.
frumoasă, picasă, busui oculii. Că ești floare drăgăstoasă, busui oculii. Foarte bine! Acum vreau să cânt o piesă foarte frumoasă, zic eu, dragă sufletului meu, parc, care eu o consider un fel de im de odă a Moldovei. Facem o sorbă, greu e cu cununatul, cu usuratul ăsta, să vedeți ce-o aflat, ce-o pățit, nu ce-o aflat, Gheorghiță. Așa zicea Leana mea, cea săracă, așa zicea Leana mea.
era sărac, așa zicea Bimini Gheorghi mă ia. La 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 la. Nu dă tata ochii mei, ci cei patru voi ai tăi. La 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 la. Mulțumesc foarte mult. Vreau să-l mai aplaudăm o dată furtunos pe artistul nostru Claudiu Benchea, care nemaipomenit a cântat de Moldova, de Măgura, de Bacău, de Valea Săului. Eu propun să-i găsim o fată să-l însurăm aici la Măgura, să-l avem în coasta noastră tot timpul, să ne bucure cu melodiile lui, să ne încânte întotdeauna. Acum avem o rugăminte la dumneavoastră, dacă vă restrângeți puțin în față, pentru că urmează școala numărul 2, cu mic program de dansuri tradiționale moldovenești. În aplauzele dumneavoastră. Haideți cu toții, nu fiți gârciți! Thank you.
foarte frumos, aplauze. Felicitări copii, ați dansat extraordinar și acum în aplauzele dumneavoastră invităm o voce de excepție și băiatul dumneei, doamna Irina Sabău și Miron Bogdan. Aplauze! Și mulțumim că ați venit să ne faceți cinste! Bună ziua și bine v-am găsit, dragi gospodari, la mulți ani, sănătate, noroc, fericire și să ne petrecem cu drag împreună. Și în aplauzele dumneavoastră las pe micuțul meu băiat să vă încânte pentru început cu două cântecele. Vă mulțumim frumos, încă o dată, la mulți ani!
bătrânii oameni. Hei, foșeni loași, lângă ce iniași, hor să jucăm noi, cât uneam să tem. Asta-i hora dragă, tră-tărăi, 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 pentru țara întreagă, tră-tărăi, tră-tărăi, tră-tărăi. Și acum vă invit pe toți pe ringul de dans să ne dezmorțim un pic, să dansăm, să cântăm împreună. Și vreau să-i mulțumesc pe această cale domnului primar și domnului Cosmin Flechea pentru invitația făcută aici în cadrul acestei frumoase manifestări. Muzica, maestre! Și să și dara 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 dam dara dara dam că ia când avem să li dara 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 dam lumea când lumea joacă dara 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 dam dara dara dam ora cea viață dată dara 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 dam asta e ora din bătrânii dara 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 dam dara dara dam s-a trăit din toate să nu dara 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 dam asta e ora patru părți dara 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 dam dara dara dam s-a trăit din toate să nu dara 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 dam. Am umblat o lună întreagă, dar-a-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 dar-a
plecat cu greu de jos, mă. Dar stau cu inima la spate, mă. Și mă întreabă ce-am uitat. Am uitat că viața-i scurtă. Azi sunt
ți-am vă spun, să aveți traiul bun. Eu vreau să fiu un pahar cu tine, pentru sănătate, haideți să ce-o plin. Un vin de cotlan, să mor la clar, la mult ți-am vă spun, hai să aveți traiul bun. Vă mulțumesc frumos! Nu plecați, rămâneți aici pe ringul de dans, pentru că distracția continuă aici, alături de dumneavoastră, și mă bucur că sunteți într-un număr atât de numeros aici, vremea nu v-a ținut în casă, nici pe noi, muzica nu ne lasă să stăm la sobă. Așa că vă cântăm în continuare cu mare drag pentru dumneavoastră și vă invităm pe ringul de dans!
să uit de-al vadei dor. Doamne, bine ar fi să mor ca să uit de-al vadei dor. Se-mi pare rău viața toată că m-a lăsat supărată. Se-mi pare rău viața toată că m-a lăsat supărată. De fiindcă dorul mă arde, pentru tine am să mor, de fiindcă dorul mă arde. Și-o să-ți pară rău o viață că n-am stat la tine-n brață. Și-o să-ți pară rău o viață că n-am stat la tine-n brață. Pentru tine am să mor, de fiindcă dorul mă arde. Și-o să-ți pară rău o viață că n-am stat la tine-n brață. Ia să vedem mai departe, vă invit la o bătută moldovenească. Ia să vedem pe cine țin piciorușele. Să sufletul mai dai, da-da-da-da. Eu de ieșeagă la joc, da-da-da-da. Nu m-aș mai duce din loc, mai dai, da-da-da-da. Mi-a făcut mama ura să rasul din ulița, să rasul din ulița, mai dai, da-da-da-da. M-a scăldat în busul eu când am schimbat să joc. Unde am schimbat să joc, mai dai, da-da-da-da. Hai că așa mi-a ce strigătură și-o da roata și de-a dură. Eu joc cu pornesc, da-da-da-da-da. Cu coalile vâjuiesc, mai dai, da-da-da-da-da. Cu ochii mă tochesc, da-da-da-da-da. Șapte sati mă vorghesc, mai dai, da-da-da-da. Eu sunt așa de povestită, cam ajunsă și-o vestită, cam ajunsă și-o vestită, dai, da-da-da-da-da. Luna chiar din mă vorghește, între zări s-o oprește, între zări s-o oprește, dai, da-da-da-da. Hai, maioneale, picolea! Hai, ieșe cu coachela! Lua după plăcai, mai dai, da-da-da-da. Joacă mai încet, ușor, da-da-da-da. Când nu ești de seama lor, mai dai, da-da-da-da. Batea-n eu joacă cu pată, da, eu joc cu doi deodată, da, eu joc cu doi deodată, dai, da-da-da-da. Ui-ui-u, bătiți-u, și ne-o fac și noi amu, și ne-o fac și noi amu, mai dai, da-da-da-da. Hai și ne-o fac și bătrim noi, tu cu una, eu cu doi. M-aș usca, mai dai, da-da-da-da-da. Și tine-aș chiuie, da-da-da-da-da. Nici un ceas n-aș mai trăi, mai dai, da-da-da-da. Suitele-lea la mine și-o cunosc în umbra ghinii. Și-o cunosc în umbra ghinii, dai, da-da-da-da-da. Așteaptă, poate greșe, ca să aibă și grăi. Ca să aibă și grăi, mai dai, da-da-da-da. Și dacă mai greșe și-a mă, știu bine când m-ați ierta. Că ești un mult dinainte și pitatele țin minte. Ia, uzi, ia, uzi, ia, măi. Vă mulțumesc frumos, încă o dată, la mulți ani, multă sănătate, sărbători fericite și binecuvântate alături de toți cei dragi ai dumneavoastră și încă o dată mulțumiri pentru invitație și să vă ajute Bunul Dumnezeu la cât mai mult și la cât mai mare. Doamne ajută! Aplauze, aplauze pentru invitata noastră specială. Vă mulțumim tare mult, vrem încă o dată să mulțumim domnului primar Costra Șordache, Consiliului Local, Cosmin Flenchea, președintele Asociației Culturale Unison Bacău și invitații domnului, doamna Maria Tătaru, Irina Sabău, Florin Blaș, Claudiu Benchea, Vasile Chiriac. Mulțumim, aplauze! Vreau să mai fac mulțumiri în special unui consilier local care a stat cu noi, este special mulțumirile din partea mea și a domnului primar și a tuturor. Unui domn consilier local care ne-a ajutat încă din prima zi la tot ce vedeți dumneavoastră aici, domnul Mihai Brânz, aplauze și sperăm că pe viitor o să fie la fel de
energic și nu în ultimul rând celor care prepară de azi dimineață pomana porcului și mămăligă. Aplauze și pentru ei că stau în frig acolo. Vă invităm pe parcursul spectacolului să degustați bucatele noastre. Iar în aplauzele dumneavoastră, profesor Florin Blaș. Bravo! Domnul profesor Florin Blaș. Bună ziua, sau deja văd că norii au început să își facă apariția. Nu-i problemă, deja cred că are tot dreptul natura. Acuș este seară, acuș o să trecem dincolo în căminul cultural, o să cântăm pentru dumneavoastră cu formația Florin Blaj. Aș vrea să-i mulțumesc domnului primar, în primul rând, pentru că m-a invitat în această seară aici la dumneavoastră. Să-i mulțumesc și lui Cosmin Flenchea, pentru că ne-a lesnit acest sunetul și tot ce ține de ce este frumos. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit în număr așa de mare. Am fost încântați că am fost primiți cu cai. Extraordinar, n-am mai văzut așa ceva de ani de zile. Aplauze prin cântecul meu pentru dumneavoastră și vreau să vă întreb dacă primiți cu colindul, pentru că este nașterea Domnului și toată lumea simte acest lucru. Primiți, primiți, da? Primiți cu colindul! Hai să colindăm! Trei grai de la sărit spre steau călătorit și-a mers după cum citim până la Ierusalim. Acolo dacă a ajuns frumos. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși cu toții, să fie Dumnezeu cu noi toată viața noastră și să fie numai bine. Pentru toți prietenii noștri, special, 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 să meargă muzica și să dansăm în continuare! Pentru toată lumea! Facem o horă mare! Haideți cu toții! Lume, lume păcătoasă, la de caz ești bucuroasă. Yeah.
odată, nu te mai saturi odată. O, vântea mea, o, plume mea, ce leagă de viața mea, măi. O, plume mea, o, nu firea, că nu moștenești viața, măi. Rămânea toată viața mea pentru muzică și pentru dumneavoastră. Bine v-am regăsit din nou, la mulți ani tuturor prietenilor. Să știți că și eu am fost măgurean și cred că vreo 2 ani de zile am avut și eu o casă pe aici, dar viața m-a făcut să mă schimb mai încolo spre oraș, pentru că asta e viața. Salutări tuturor vecinilor mei, să vă dea Dumnezeu bine! Hai să mai jucăm puțin! Muzica maestră! Răsucește, Doamne, roata, ca să mă întâlnesc cu soarta. Să-i spun o vorbă de foc, timpul să rămână în loc, tinerețea mea ca să opresc. Mi-aș da averea și banii, ca să mi se-ntoarcă anii. Anii să-i întorc din drum și cu mintea mea de-acum să știu viața cum să-mi o trăgesc. Răsucește, Doamne, roata vieții, ca să mai petrec și să mai iubesc. Lasă-mă cu anii tinereții, nu vreau de pe-acuma să îmbătrânesc. Să dă Dumnezeu să rămâneți tineri toată viața! Doamne ajută, la mulți ani! Ce-mi place în viață mie, omul bun de omenie, un vinuț rude pe masă și o femeie frumoasă, astea le-am iubit și le iubesc. Muzica de calitate și fete nemăritate, că tot nu m-am sădurat de cântat și sărutat, că așa-mi place mie să trăiesc. Răsucește, Doamne, roata vieții, ca să mai petrec și să mai iubesc. Lasă-mă cu anii tinereții, nu vreau de pe-acuma să îmbătrânesc. Răsucește, Doamne, roata vieții, ca să mai petrec și să mai iubesc. Lasă-mă cu anii tinereții, nu vreau de pe-acuma să îmbătrânesc. Să nu îmbătrânească nimeni, să dea Dumnezeu să fim tineri toată viața, și cu sufletul, și cu mintea. Doamne ajută! Să trăiți, domn primar, este un spectacol! Domnul primar dansează cu toți cei prezenți aici! Hai la joc! Așa, așa, așa! Thank you.
că sunt vesel și am să fiu. Astăzi este ziua mea, cu prietenii voi da. Toți prietenii mei știu, toți prietenii mei știu că sunt vesel și am să fiu. Ești bogat sau sărat, prietenii ți-ai chemat. Lume, băi, că așa e frumos și e bine să ai prietenii lângă tine. Ești bogat sau sărat, prietenii ți-ai chemat. Lume, băi, că așa e frumos și e bine să ai prietenii lângă tine. Să vă dea Dumnezeu sănătate la toată lumea. Și aș vrea să cânt, înainte să vă spun la revedere, o melodie pentru toate doamnele din partea soților. Țucu-ți mând drogura ta, că e dulce ca mierea. Hai la joc! Și buzele la 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 la, că sunt dulci ca merele, la-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 la. Mușcați-a și buzele, la-la-la-la-la-la-la-la, că sunt dulci ca merele, la-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 la. Haide, haide, nevastă! Sus la joc și la noroc! E mândra care-i drăguță, ta-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 
Coastă de drag, la 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 la
Domnul este pământul. La 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 la. Eu mi-s capul, ea e gâtul. La 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 la. Capul degeaba gândește. La 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 la. De ea gâtul nu-l sucește. La 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 la. Vă dea Dumnezeu sănătate, la mulți ani și un an nou cu fericire și cu bucurie. La revedere, mulțumim mult! Mulțumim încă o dată, vreau cu toții, de la mic la mare, să-l aplaudăm pe maestru Florin Blaj, domnul profesor, care este de excepție, niște colini de nemaipomenite. Așa cum spune Andra la Vocea României, mi s-a făcut pielea găină, sau la România au talent, într-adevăr, am simțit efectul de piele de găină. Mulțumim domnului Blaj. Mulțumim încă o dată și dumneavoastră că sunteți prezenți aici. Încă o dată vreau să mulțumesc domnului primar Costra Șordache, Consiliului Local Măgura, Cosmin Flenchea, președintele Asociației Culturale Unison Bacău și invitații domnului Maria Tătaru, Irina Sabău, Florin Braj, Claudiu Benchea și bineînțeles tuturor celor care s-au implicat. Din clipă în clipă trebuie să ajungă și doamna Maria Tătaru, o interpretă de muzică populară pe care cu toții o știm. Până atunci, încă o dată mulțumirile mele și domnului Ungureanu, partener Media Exclusiv TV, și domnilor din comună de la noi care ne oferă suport tehnic la un video să avem în arhiva satului nostru, comunei Măgura, împreună cu soția dumnealui, mulțumim. Aplauze pentru cei nominalizați, pentru cei citiți de pe desfășurător. Și bineînțeles, încă o dată, domnului organizator Cosmin Flenchea, școala, clubul de muzică Unison. Felicitări, aplauze, vă rog. După care vom mai asculta muzică populară, pentru că doamna Maria trebuie să apară din clipă în clipă. Vă invităm și la o pomană porcului și la un vin fiert, după care cu toții ne strângem în căminul cultural să dansăm o horă, să dansăm o... Uitați că a apărut și doamna Maria Tătaru, aplauze! Haideți să o primim cu se cuvine, o voce e de excepție, o voce nemaipomenită, o doamnă onorabilă, pe care cu toții o știm și abia așteptăm să-i auzim cântecele care ne bucură și ne umple sufletele. Aplauze, dragilor! Mulțumim, doamna Maria, aveți microfonul. Doamne ajută! Dar vreau mai multă lume, mai sunt de venit, cred că. Domn primar, la ce oră ați anunțat venirea aici? Începerea? A început vă și camere video, dar să știți că eu dimineața am fost la slujbă aici, în Sohodol, la dumneavoastră. O slujbă, nu vreau să-i aduc complimente părintelui fără nicio laudă, dar aveți un preot, părintele Vasile, minunat, mi-a răscolit copilăria mea, o slujbă foarte, foarte frumoasă, să știți. Merită aplauze. Și să știți că am colindat la Sfânta Biserică dimineață, acum o să vă colindăm, mai puțin o să fie cu Georgiana mea. Georgiana, între timp tu să dai materialul și te invită mama pe scenă. Vreau să vă spun, chiar dacă nu avem zăpadă, Bunul Dumnezeu ne-a dat o vreme foarte, foarte frumoasă. Să aveți în suflet pace, lumină,
și tot ce vă doriți dumneavoastră de la puișorii dumneavoastră să vă trăiască, că sunt mulți veniți acasă, nu așa? Sunt veniți acasă, alții nu au putut veni să ne însoțească, dar noi suntem cu gândul la ei, nu așa? Așa, și le purtăm dorul de aici. Bine ați venit, vă dorim vizionare plăcută și până una alta nu e gata, da? Să vă zic cu un banc? Hai să vă spun un banc până dă fetele materialul. Andruță, o să dai și tu după aia. Doi se duc. Părinte, îmi permiteți dacă e despovadă ceva? Părintele Vasile, mă iertați. Ia să spun acum. Nu-i de rău. A, văd o familie dragă mie aici, familia Faraoanu venit, ia uite, din Trebeș. Nu, de unde ați venit? De la Barați. Și de la Barați. Toni, Vicențiu a venit? Am prieteni aici, nu, vine cu bodea meu. Doi să duc la spovedit. Părinte, mă iertați încă o dată, da? Soț și soție. Le dă preotul canon la fiecare secret. Cum se dă? Să duc acasă Sara, măi, și canon ți-o da ție? Păi, 20 de metanii de citit un acatist. Cum? 20 de metanii și de citit un acatist. Păi și mie mi-o dat așa la fel. Înseamnă că și tu m-ai înșalat. Ați văzut? Doamne ajută! Bine ați venit! Doamne ajută! Am cunoștințe multe aici, mă bucur foarte mult. E gata, Georgiana, materialul, da? Invit pe fetița mea mijlocie, Ada Georgiana Bodea, după care Andra Bodea dă materialul, după care subsemnata, și sperăm să vă aducem o lacrimă de bucurie în sufletele dumneavoastră. Crăciun fericit în continuare și nu-l uităm pe domnul primar! Bună ziua, primesc cu Colinda! Prin o măciușer cumplit la dumneavoastră am venit să vă spunim vorbi buni după datii din străunii. Care
umblă Maica pe pământ. La o horă frumoasă, să ne mai încălzim. Pitoloaca satului. Hai cu hora!
diridam, diridiri, diridara, că eu nu mă duc la joc. Diridam, diridiri, diridirida, mergi fătucă, hăi la hor. Diridam, diridiri, diridiri, Ileana, ti vre din or. Diridam, diridiri, diridiridam, tare-i băie de surat. Diridam, diridiri, diridiridara, și tu ești imăritat. Diridam, diridiri, diridirida, să vă luați amândoi. Diridam, diridiri, diridiridara, care-i casă lângă noi. Diridam, diridiri, diridirida, ai toți băieții mă ochiesc. Diridam, diridiri, diridiri, dara, bărea nouă și a jos. Diridam, diridiri, diridiri, dam, și-am plecat cu el la hor. Diridam, diridiri, diridiri, dara, să și o aleasă din or. Diridam, diridiri, diridiri, dam, frumos cântă trompeta. Diridam, diridiri, diridiri, dara, ghimii joacă bădița. Diridam, diridiri, diridiri, dam, a juca cu al flăcău. Diridam, diridiri, diridiri, dara, dar nu joacă cu joc eu. Diridam, diridiri, diridiri, dam, îi mai bădiță joacă ghimii. Să nu te-ntreacă nimeni, nici pe mine nu mă-ntreacă. Și de sat pune rânșă să și... Da, da, mama s-o vorbit. Diridam, diridiri, diridiri, dar la toamnă să mă mărit. Diridam, diridiri, diridiri, da, ei mă-ndeamnă la veșinu. Diridam, diridiri, diridiri, dar ai ei la altul mi-e gând. Diridam, diridiri, diridiri, da, eu am drăguț la bacă. Diridam, diridiri, diridiri, dar aș putea și la mamă-l vreau. Diridam, diridiri, diridiri, da, tinerel și frumoșălă. Diridam, diridiri, diridiri, dar nu sunt mulți în sat ca el. Diridam, diridiri, diridiri, da, eu am drăguț la bacă. Aș putea și la mamă-l vreau. Tinerel și frumoșăl, nu sunt mulți în sat ca el. Hop, hop, și așa. Bădiță cu vioara. Sunt și-o catrișoară nouă, că-am plătit-o ca pe două, că-am plătit-o ca pe două, măi sunt care-i măi. Catrișoară din matasă, să joc cu noi și tirează, să joc cu noi și tirează, măi sunt care-i măi. Că eu știu a juca ghini, nu te faci de mușoane, nu te faci de mușoane, măi sunt care-i măi. Jos-i mai tare și cu loc! Păi nu poți sta cu bădea în loc, măi! Prinde-mă, dar nu mă strângi, cât asta de-acum ne ajungi, cât asta de-acum ne ajungi, măi, bădiță, măi. Ușurel să prindem locul, mână nu s-a și șocul, mână nu s-a și șocul, măi, bădiță, măi. Poate zic că mă aprinde, nu mai sta și mă cuprinde, nu mai sta și mă cuprinde, măi, bădiță, măi. Șânt rușii, bă, de rușine, măi, că să uit atâta lumii. Și la toamnă faci și mută, și la toamnă faci și mută, măi, copzare, măi. Ia vă bagă strângătură, să nu poartă fată dură, să nu poartă fată dură, măi, copzare, măi. Vai pe iute-i jocurista, dai să-ți copai de batista, să stă pe bani batista, măi, copzare, măi. Și am un bat de jucăuș, el mă poartă ca pe arcuș. E să mă poartă când e drag, jocul de pe ei speleagă, plop și așa, măi. Thank you.
cățișorul vrea să rapinună, pe căsă-i și sora bună. Să jucăm o bătrânească, tir-tir-tir-tir. Și-n piuri la coronează, tir-tir-tir-tir. Ușurel, ușor-ușor, mă tinta pare pe jur. Ușurel și-a apăsat, jocul nu-i de lăsat. Ca să joace fiecare, trier, trier, trier. Roata mare la patru, măi, trier, trier, trier. Ca să vă jucă și eu, măi, trier, trier. Coroghește s-au dus tot cu până patru să șunăm. Coroghește s-au dus tri și mă învârte mai văsând. Din grabă nu bătrânește, tir-lir. Când mi-e drag să joc, măi, tir-lir. Coroghește la mijloc, măi, tir-lir. Saraca și botanie, o sărit cu căzdenie. A jucat din nu mai pot, coroghește la mijloc. Și iar domnul nu mă domă. Păi mâine dimineață plouă, măi. Păi și n-a să mai pot juca. Coroghește, uite așa, vă, mă, și tot așa. Vă mulțumesc foarte mult, vă urez sărbători fericite, un an fericit alături de cei dragi, plin de bucurii și împliniri. Vă mulțumesc! Mulțumim, Georgiana Vodea, dragi invitați, mă bucur că sunteți așa activi și vă mai încălziți. Mulțumim domnului primar pentru frumoasa organizare și pentru invitație. Cu organizarea, bineînțeles, că s-a ocupat Cosmin Flenchea. Să vă trăiască primarul dumneavoastră inimos! Inimos, vă mulțumesc foarte mult, dar merită domnul primar mai mult aplaudat și organizatorul Cosmin Flenchea, care știe să facă lucruri frumoase și am înțeles că urmează și o horă frumoasă după terminarea acestui moment. Mulțumim și operatorilor care se obosesc, ostenesc să ne filmeze aici, le îngheață mânuța pe camere. Vă mulțumim foarte mult. Doamne ajută să fii sănătoasă, măi mămic, măi, uite ce inimă mare ești. Un an cu bucurii să-ți dea bunul Dumnezeu și sărbători binecuvântate. Doamne ajută să fii sănătoasă, mulțumesc din suflet. Acum urmează altă floare de-a mea, cum îmi place mie să spun, o comoară de-a mea, Andra Bodea. Bravo! Bună ziua și bine v-am găsit! Plori și ca știu să joc, nu m-aș mai opri deloc. Plori și ca știu juca, sunt tot joc, ca știu juca. Când mă e bătița joc, chișoarele îmi mărcoc. Chișoarele îmi mărcoc, nu m-aș mai opri deloc. Plori și ca joc cu eu și se joacă în bacă. Și săraca mama mea nu mă mai poate ține. Mă îmbrac în străinoi, cât ai zis și unu, doi. Pilea de tipul suion și alerg eu de la joc.
Voiesc mai mult, zi mai tare și mărunt. Papa Titi, placul meu, cucuța atunci-ul tău. Zi Batica, lasă ascult, uite, este aia plăcut. Zi Capila, stărișoară, cucuța patifioară. Zi Pestică, zi Bihan. Când așa nini e drag și-mi drag cu cine joc, șupădița mă iubește, nu te, dar nu te lăsa. Puțulca mă văsălește, șupădița mă iubește. Să-i ascult.
Foarte frumos, Andruța mea, frumoasa mea, vedeți ce frumos ne-a înzestrat bunul Dumnezeu, ne-a dat copii minunați, să vă trăiască copiii la toată lumea care aveți, care nu aveți, bunul Dumnezeu să vă dăruiască, că sunt foarte, foarte buni și dacă nu avem copii, casa e goală, nu avem bucurii, fără copii. Vreau să-mi îngăduiți să vă cânt un colind, până pregătește colegul meu Cosmin materialul. Cauți 14 piese acolo, Cosminel. Andruța! L-ai văzut? Da, da, da. 14 trebuie să fie. Floare de măr, floare de crină, Doamne, ție mă închin. Floare de măr, floare de crină, Doamne, ție mă închin. La leagănul de argint, că-i Dumnezeu pe pământ. La leagănul de argint, că-i Dumnezeu pe pământ. O venit bunul să viețuiască, pe noi să ne mântuiască. O venit bunul să viețuiască, pe noi să ne mântuiască. Cu noi să fie mereu, și la bine și la greu. Cu noi să fie mereu, și la bine și la greu. Nici soarele pe cer când trece, unde-i lună nu lucește. Nici soarele pe cer când trece, unde-i umbră nu lucește. Numai raza lui Hristos ia luminează frumos. Numai raza lui Hristos ia luminează frumos. O venit bunul să viețuiască, pe noi să ne mântuiască. O venit bunul să viețuiască, pe noi să ne mântuiască. El în om s-a întrupat, să ne scape de păcat.
El în om s-a întrupat să ne scape de păcat. Vă mulțumesc! Dragi invitați, până una alta, mă bucur și vreau încă o dată să-i mulțumesc domnului primar Iordache Costraș. Am zis bine? Mai venim la dumneavoastră, iauzi! Haideți pe acolo la show! Mândriți băcăoanii miei, când mă prind la joc cu ei, din călcâine ies cântei, băcăoanii miei. Toți mi-au zis că sunt drăguțe, când m-am brăcat în zărâncuță, și cășoarii ochii-n puțe, pica-n păsnăruță. La joc se adună și eu le fac voi bună, băcăoanii miei, alții nu-s ca ei. La joc se adună și eu le fac voi bună, băcăoanii miei, alții nu-s ca ei. Ori mai dat cu rinii! Și mi-e bine părință-n pașii, uite altul să mă împași cu mine să joași. Prinde-mă din mijloșie, te ești prinde-l ușurel, să jucăm după și mi-el, măi băgăță-mă. Bate pasul chinii, tu uite și tata vine, nu-ți și e rușini, măi băgăță-mă. Bate pasul chinii, tu uite și mama vine, nu-ți și e rușini, măi băgăță-mă. Și ui, iar mi-ar fi barba mă! Hai, Marie, să te joc până vreau de studio! Jocul este așa când eu îl juca bunicul meu, când era copilul eu, uite așa și așa. Nimeni nu îl întreșea când bunica juca, din curul frumos strâga, ia ca așa și așa. Și acum e dragă, dai din peșoarii petea, vremea i-o trecută, din nici nu-a știut. Și acum e dragă, dai din peșoarii petea, vremea i-o trecută, din nici nu-a știut. Bă, bătrânețele sunt reali, hai din peșoarii nimeni. Prescutul la poartă, ca păina în povată, băgăoanii mei. Mi la străbunea noastră, să vă străinătate pentru cei ce-și veniți acasă și cei care n-au putut veni. O sârbă frumoasă, puteți să dansați în dorul lor. Am surori care-s din parte plecat străinătate. Pentru chip ușor divin îți departe și străini. Da, printre străini nu te mai alini, ochi din lacrimi plini și din greu suspini, măi. O, străinătate, ești fără dreptate, ne-ai dus și mi-i drag din parte. Asta-i viața, e frumoasă, dar e amară în străinătate. M-aș ascunde sub un nor până la voi ca să zbor, măi. Să vă spun că prin o gradă părinții din voi mă-ntreabă. Bătrâneți-ai stânși, tata, mami, zâși, șunășeva plânși. Casa lui premari, cu două pridoare, și să stea în ianuarie. Ceva reală din ziua de azi, nu așa? Facem casa mare și îi pleacă de lângă noi. Suflă mă usucă, dorul nu vrea să se ducă. Iar eu stau singură-n casă, dorul de voi mă apasă. Surioară vină, dorul mi-l alină,
inima s-o schimbă, vină și mă alină. Voi dacă ați putea, durerea mi-ați lua, la nacaz nu m-ați lăsa, mă. Măi, și la bună Dumnezeu să nu aveți traiul greu, măi. Viața nu-i ușoară, dragă surioară, anii noștri zboară, dragă surioară. Doamne, Tu ne-ascultă, rugă și ne-asfântă, viața fie pământă scurtă. Tu toate le poți, ai grijă de toți, de părinți poftii nepoți, măi. Vă mulțumesc din suflet, am văzut mame lăcrimând, dar trebuie să-i lăsăm și pe ei să-și facă rostul lor, că ce să facă în România asta atât de frumoasă și care e atât de săracă acum. Nu suntem săraci, frații mei, suntem bogați. Sărbătorile în România sunt incomparabile cu cele din străinătate. Eu am rude acolo, să știți că nu serbează, nu ca la noi. Mai ales aici domnul primar Iordache, care îndată vine și ziua dumnealui atunci de bobotează, nu așa? Vrea să reînnoiască și să readucă frumoasele tradiții. Vreți să vorbiți, domnul primar, ceva? Ați vorbit mai la urmă. Vrea să readucă, să reînvie acele tradiții care erau odată, odinioară, când eram eu copil acasă, știu că treceau flăcăii pe drum, chiuiau până dimineață, nu se mai oprea chiuiturile în sat și acele șezători frumoase, clăci, se mai spunea la mine. Asta e, mergem mai departe cu un cântecel de soacră, dedicație specială pentru socruțe. Voră mare, voră mare, ia să vă văd, haideți, hai să vă mai încălziți. Opșa, uite așa, bă! Am crezut că a mea soacră nu-i din ce e poamă apră, de sarcoaș un anșovară, toată ea crâșa mare. Am crezut că a mea soacră nu-i din ce e poamă apră, sarcoaș în așovară, tot ea crâșa mară. S-o cruză și ieși să-ntoarce, la soacră mea nu mai tași, îmi spune așa mereu, amag de coșocul tău, măi. S-o cruză și ieși să-ntoarce, la soacră mea nu mai tași, îmi spune așa mereu, amag de coșocul tău. Dar socruță și făpașii, căsni și anodisfașii, eu băietuță-l iubesc și pe voi vă prețuiesc, măi. Ai, auzi, măi, ai, mama mea, îmi poartă în ele, dar soacra-mi ca trâhină. Socruță altă băiat, că-i cu mine însurat, lasă-l să și-i bărbat, să-și poartă căși la cap. Socruță altă băiat, că-i cu mine însurat, lasă-l să și-i bărbat, să-și poartă căși la cap. N-ai mai dat atâta sfat, că și el s-a săturat și are copii lui și vrei soacră să-i mai spui, măi. N-ai mai dat atâta sfat, că și el s-a săturat și are copii lui și vrei soacră să-i mai spui. Nu și soacră supărată, că nu-ți fac copul în patră, pe la noi cu drag să fii, sufletul să ne-l mâncăi, măi. Nu și soacră supărată, că nu-ți fac copul în patră. Oameni buni în casa mie, nu faci soacra și vred, că am primit-o în pricor și acum bate din Chișor. Oameni buni în casa mie, nu faci soacra și vred, că am primit-o în pridvor și acum bate din Chișor. Socruță al tău băiat, de când l-am luat de barbat, tot alături ai șezut și-ai făcut din el ce-ai vrut, măi. Socruță al tău băiat, de când l-am luat de barbat,
plimbat tot alături, ai șezut și-ai făcut din el și-ai vrut, măi. La mine nu te-ai uitat, fie la indu plecat, nu mai turna ca să-i foc, hai soacră să dăm noroc, măi. Și tu ai fost ca mine, nevestică tineric, de tine nu-mi este frică. Uite așa să trăim bine, că și tu ai fost ca mine, nevestică tineric, de tine nu-mi este frică. Te așteptăm să vii la noi, soacră pentru amândoi, că unde tine și pașii și lui Dumnezeu îi plași. Te așteptăm să vii la noi, soacră pentru amândoi, că unde tine și pașii și lui Dumnezeu îi plași. Să trăiască soacra mea, mă-mpac cu e, să caie și fac ca mine, amândouă trăim bine. Lasă, hai să ne împăcăm și și-o vostră o să uităm, Doamne, Tu ești bun și iartă și pe mine și pe soacră. V-a plăcut, nu așa, o lecție pentru fete, să fiți bune cu socruțele. Mergem mai departe cu o dedicație frumoasă pentru domnul primar. Ia să vedem cântecul domnului primar, domnului Iordache Costra, și ia să vedem. Hai, horă mare, horă mare! La voi cu drag am venit, i-auzi lumii, i-auzi-a că primarul m-a poftit, i-auzi lumii-a. Îi place și la veselie, i-auzi lumii, i-auzi-a, tot mereu cu voi să știe. Cântecul și voia bună, i-auzi lumii, i-auzi-a, să fie dușiți împreună, i-auzi lumii-a. Să trăiască domn primar, să bem cu el un pahar, că e om bun și gospodar, mă! Și așareta și calul, i-auzi lumii, i-auzi-a, că așa umblă primarul, i-auzi lumii-a. Și colind băilii, i-auzi lumii, i-auzi-a, să vadă recoltinii. Că-i vrednicul satului, i-auzi lumii, i-auzi-a, cât-ai căta altul nu-i, i-auzi lumii-a. Știi cu toți să vorbească lumea, să o înveselească și viața să-și prețuiască. Inima vă înflorească, i-auzi lumii, i-auzi-a, primarul să vă trăiască, i-auzi lumii-a. Consilierii locali, i-auzi lumii, i-auzi-a, și cu vișile primar, mă! Toată noaptea de-ar petre și i-auzi lumii, i-auzi-a, să o anime nu intre și i-auzi lumii-a. Păi mi-au zis mie lumea toată că vă mai alegi o dată să fiți cu toți la oaltă. Așa primar chipzuit, i-auzi lumii, i-auzi-a, de toată lumea iubit, i-auzi lumii-a. Fi tot omul înțelege, i-auzi lumii, i-auzi-a, știi rău să-l dizlege. Nu-i mândru nici pe bogat, i-auzi lumii, i-auzi-a, și-are frică de păcat, i-auzi lumii-a. Că mândria-i boală grea să ne lepădăm de ea, iar la anul ca de bine să fii treci și tot cu mine. Și cu Cosmin Flenchea. Hai cu dedicație specială pentru toate doamnele și domnișoarele mai mult. Am un bădișor șuriet, diri diri dim, diri diri diri, dar ratoși sunt și vreți să-l cred, diri diri dim, diri diri diri, dar cu fața râdii grăiești, diri diri dim, diri diri diri, dar da, eu știu cât te pluiești, diri diri dim, diri diri diri, dar și-i tare lăudat, diri diri dim, diri diri diri, dar rat de toată lumea din sat, diri diri dim, diri diri diri, dar Gheorghiță mă iubește, după mine să tochești, diri diri dim, diri diri diri, dar de când lumea și pământul stă frumos cu următul, că nu s-ar naște iubitul. Fata și-a cu minte multe, diri diri dim, diri diri diri, dar rati părinții ei ascultă, diri diri dim, diri diri diri, dar eu nu am ascultat, diri diri dim,
din tiri 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 tara și sunt plină de oftat, tiri tiri din tiri 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 da, că mama mi-a zis o dată, tiri tiri din tiri 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 tara sunt păsă și stea de patru, tiri tiri din tiri 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 da, bărbatul tare de hir, tiri tiri din tiri 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 tara peste șapte dealuri vin, bate sta cu alunii peste șapte dealuri vin, hai cu bate sta cu alunii și vor de goale îți spune. Învățat minte, diri diri din diri 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 da, raprin și-am trecut înainte, diri diri din diri 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 da, arză foc de iubit, diri diri din diri 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 da, raprin prea mult am suferit, diri diri din diri 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 da, mânca paraiul bărbați, diri diri din diri 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 da, rap după frumos vă uitați, diri diri din diri 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 da, de fetele sărutați, diri diri din diri 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 da, rașu chestii o să le uitați, diri diri din diri 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 da, puneți-vă poftă-n cui! Și vreți voi noi și noi, nu dau seama nimănui, mă! Bate varfă cu mintoși, diri diri din diri 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 da, racă mereu sunteți voloși, diri diri din diri 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 da, luați fetele din mână, diri diri din diri 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 da, rava prin vața, rapi lună, diri diri din diri 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 da, le spuneți vers și uscate, diri diri din diri 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 da, rata și vreți voi nu se poate, diri diri din diri 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 da, luați aminti fetilor, diri diri din diri 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 da, rata nu credeți băieților. Băi, ascultați-mă pe mine, că vă învăț numai de bine, când o să vă măritați, băgați seamă și nu luați, de părinți ascultați, un om bun să căutați. Ați fost atente, fetelor, nu? Ați auzit, nu așa? Și un cânte cel mai din tinerețele mele merge mai departe să mă încălzesc și eu. Fără pe bătăi, mai, ia! M-o striga badea la poartă să mă duc la joc, când dacă eu l-am chemat în o gradă să vii ca să mă vadă, dacă-s frumos îmbracată, părinții lui să mă plac, nu mai sunt fetii în sat și toate-s limăritate. Dar când am ajuns la joc, m-am făcut pară și foc, că bătița m-a lăsat, cu alte fete o jucat. Lasă-mă-i bătiță, când am zis mai dau guriță, el nu mă aude, numai și vreau răspund. Și faci pichișoarii rău mă calumesc, cum te descurci, să rănească pe un curs, stai mai bani ușurie. Hai că m-a luat un târșian, măi! Eu de badea l-am vârtit, ca fusul a răsușit, pasul tare îl încurcă și l-a tăznită de furcă. Îi place copa cum sună, la toți fași voi bună, murița din loc lui ta și scotul la fel de pași. Ușor zic că nu mai am scută, dar nu mă vine să uită, cu șușurul a tăcată și nu mă vine să se roage pentru mine, să mai dea Dumnezeu să ne lumi. Așa-i viața lăsată, te naști și-o trăiești odată lumii. Și la toți vine o vreme, Domnul la el să ne chemi lumii. Dar n-aș vrea să plec acum, dintre-i fete am văzut una mireasă la casa ei, am de la ea nepoță-i mă. Să vă mai cânt lumii și
mulțumesc că sunt în viață, sunt strâng nepoță în brațe lumii. Mi-o mai dat un om iubit și amândoi am pătimit batii. Ghinica am suferit eu să n-aud suspinul tău mai bati. Verișoară, mi-o fost ca o surioară, nașii și m-au cununat, să viz cu mine au stat o foc. Și acum această strofă pentru dumneavoastră toți. Sufletul-i nemuritor, omule, prin nimeni nu judecați și din suflet să iertați, omule. Aici îi minți pe toți, dar pe Dumnezeu nu-l poți, omule. El te-a audit, nu-l vezi, judecata lui n-o crezi, omule. Fă-ți pomoară sus în cer, că aici toate pierd. Între voi să vă iubiți, câtă-i lumea nu trăiți, măi. Chiar de vrei, chiar de nu vrei, nimic n-aduși nu iei. Și o judecată dreaptă primim pe lumea așa-lalătă. Mulțumesc din suflet, mergem mai departe cu jocul măturei. Aveți o mătură pe la dumneavoastră? Ia să ascultați textul și să-l jucați acum la hora asta care urmează după ce se termină aici. A înghețat muzicanții în cutie, a? Cosmin. Mai îngheță și așa este. Așa un cântecel ca să nu vă supărați pe mine că n-ați fost cântați. Început la leneș să nu mă uit, că și-l harnic are și stil leneș, un noroc își vinde. Amândoi ne potrivim, o, cu vorbitul și adormim, domniță, îți mulțumim. Și-n casă de toate aduși și mereu îmi spune mie că-i sunt draga lui Mărie. În cadrință și cu ei răstină de voioșie și el țărbim lângă mine. Căs ca vulpea din pături, nu vreau alta să-mi îl furi. Și tată, dragostea noastră-i curată, seara uităm rănile și ni dăm gurițele. Păi eu mai râd, spun și glumesc, dar știu când să mă opresc, numai pe el îl iubesc. Și răbdare, omul care-i bun mai are, așa
așa cum suntem noi doi. Luați aminte, vieți și voi, când ai putea slăbișuni. Păi să-i mai vin o rugășuni. Și mai cât n-a spovedit, spune-i copii și-ai greșit. De-ai postit sau ai iubit, să nu vorbi mântuit. Ați luat aminte, v-ați spovedit în postul ăsta, nu așa? Domn primar, i-ați trimis, v-ați spovedit la părintele Vasile, pe toți. Foarte frumos, merge mai departe, ia! Acum pentru Cuscri! Poftiți Cuscrilor la noi, că e sărbătoare, e Sfântul Crăciun, nașterea Domnului! Poftiți Cuscrilor la noi, că dăm șep la casă. Păi nu-i așa? Și mai avem două piese, cred că. Vreau să vă plictisesc. Tot pentru bărbați, dedicație specială. Muzica și vinul-i plași, veșuie la mâncuie și cheia o țin la chef. Măi nevastă, măi vimeie, nu mai furta, la vrut ei într-o zi m-o-i supara și la gata o-i strâca, măi. Un rachiu și o dulșeață, tani bun de dimineață. Vinișorul-i bun din sticlă, divrei ajutor să-ți știu. Dă-mi o leacă, tirachiu, șapui fi la asfință. Vin cu tine la preșă și nimic nu ți-o-i mai să. Și sărutați-a juratul și... Măi, omule, drăgăstos, mai din omul tuturos, nimănui nu-i de folos.
privind la mine, tare aș beca n-am mușini. Cam ascuns un butoieș, în ipad îl aș ireș. Nevasta să nu mă știe, că-i mai nimini bătii. Eu via n-am hotorât, păpușo ies din prășut. Vine a prind pe amândoi, când vin vinul din butoi. Am să-i dau și ei să biei, la rost să nu mă mai iei. Adă-mi-l și ca copil, din butoiul cel mai plin. Via la toamnă se coași, mai avem cinci bologoași. La prășut nu mă prișep, doar la butoi să dau șef. Dă-i ține nevastă-n brață, tu s-a ta și din viață. Da, bunicheia la lor, să mă duc la bologoc, măi. Bărbățăviță, mi-i minte, vinișorul, tot mai vin din puncheia la lor. Și-am să văd ce-i să mai iei, măi, na! Ia că așa le trebuie, nu? Dacă bea butoiul tot. Hai și în cinstea sărbătorii de astăzi să fie pentru domnul director care vă arată la televizor pe dumneavoastră, domnul Eugen Ungureanu! Gazdă mare se trăiește la mulți. Piesă? Hai! A înghețat lăutare, na, ce să facem? Dar nu știi jocul ghine și șoptește la urechi. Ca să-i și oală-i perechi. Badea joacă lângă mine. Dar nu știi jocul ghine și șoptește la urechi. Ca să-i și oală-i perechi. Vrei să și ia eu drăguț. Nu știe că la mai mulți. Mă tem de ioi numara. Pe mine s-a supărat. Vrei să și ia eu drăguț. Nu știe că la mai mulți. Mă tem de ioi numara. Pe mine s-a supărat. Și că i-a
și plăceri. Mai acum două, trei zile o venit altul la mine, mi-o zis că are averi și că i-ar face plăceri. Să mă ia din nevestică, că-s frumoasă tinerică, dar are păr alb în cap, nu știu de el cum să scap. Să mă ia din nevestică, că-s frumoasă tinerică, dar are păr alb în cap, nu știu de el cum să scap. Băi, bătii banii tăi, dă-ți-i prefi la nepoți să te poamenească toți, nu și cu fetele hoți. Păi, auzi, bă, ia! Ascultați ce vă mai spui, mai am unul la vasului, am cui de la Piatra Neamț și să țin fetele lanț. Ascultați ce vă mai spui, mai am unul la vasului, am cui de la Piatra Neamț și să țin fetele lanț. Când am fost la spovedică, cu alți doi m-am întâlnit, i-am lăsat să spovedească și cu popa să vorbească. Când am fost la spovedică, cu alți doi m-am întâlnit, i-am lăsat să spovedească și cu popa să vorbească. Nu zic la gândi și să fac! După Paști să mă mărit, cu Ionel m-am întâlnit, părintele m-o zărit și mi-o zis că-i potrivit. După Paști să mă mărit, dar părinte mă cunună că are sufletul bun și averea eu o fac dacă sunt pușinii drag. Dar părinte mă cunună că are sufletul bun și averea eu o fac dacă sunt pușinii drag. De Ionel mă lua! Mulțumesc! Dați-mi voie să aduc și eu o ultimă urare și să vă doresc o seară minunată în continuare, un an nou cu bucurii, împliniri alături de cei dragi și binecuvântat să fie de bunul Dumnezeu și de Părintele Vasile, al frumosului sat Meleag, al dumneavoastră aici. Mulțumesc și domnului primar Iordache, să-l sărbătorim și de Iordan, nu așa? Țineți pe nou aici, nu? Păi sigur că da. Domn primar, așteptăm să sărbătorim împreună cu dumneavoastră, ziua dumneavoastră, împreună cu consilierii locali. Mulțumesc! Mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc organizatorului Cosmin Frechea. Am înghețat, dar m-am încălzit de dragul dumneavoastră, să știți. Nu știu cum vine. Doamne ajută toate cele bune, la mulți ani! Și ofer microfonul domnului primar. Bună seara de acum, pentru că suntem în amul. Doamna Maria. Doamna Maria, vă mulțumim pentru clipuri plăcute și deosebite pe care ne-ați oferit, special ca întotdeauna. Să rămână. Și vă mai așteptăm la noi, o să vă mai invităm când o să mai organizăm astfel de evenimente. Următorul probabil va fi, cred că de Sfântă Maria în vară, când organizăm zilele Comunei Măgura pe stadionul din comună. Vă felicităm și pe domnul Cosmin Fenchea pentru sprijinul, pentru tehnica pe care ne-a pus-o la dispoziție. Și aș vrea să vă spun un singur lucru. A minima plină, să văd atâția măgureni veseli și plini de voieșie aici la tradiții populare la Sohodol. Ne vom strădui pe viitor să ne organizăm mult mai bine și pentru că suntem în prag de sărbători, de anul nou, dați-mi voie să vă urez la mulți ani, să avem cu toții un an bun, să avem sănătate și tot ce vă doriți dumneavoastră. La mulți ani! Mulțumim. Răzvan, preia ștafeta. Încă o dată, Răzvan, mesagerul tradițiilor populare din Comuna Măgura. Mulțumim. Te rog. Frumos, Răzvan. Mulțumim, aplauze încă o dată doamnei Maria Tătaru, care ne-a încântat, o doamnă deosebită, atât prin prezență, cât și prin cântecele ei minunate, o voce de aur a județului Bacău și nu numai. În continuare o să avem un program care se va desfășura în Căminul Cultural, unde va cânta domnul profesor Blaj, împreună cu domnul Cosmin Flenchea.
să nu plecați cu nimeni, să nu plecați acasă, pentru că programul o să mai țină 2-3 ore la Horă în Cămin. Vreau să mulțumesc încă o dată domnului primar Costra Șordache, Consiliul Local, domnului Cosmin Flenchea, președinte Asociației Culturale Unison Bacău, și invitații domnului Maria Tătaru, Irina Sabău, Florin Blaj, Claudiu Benchea, de asemenea Miron Bogdan, băiatul doamnei Irina Sabău, și mai avem aici Denisa Farcaș, care a fost invitată specială din Măgura de la noi, fata doamnei Maria Tătaru, Georgiana, de altfel o prezență deosebită, și vă mulțumim pentru prezență tuturor celor care ați venit aici, v-ați ostenit, ați sărbătorit. Nu în ultimul rând, da, mulțumesc, mulțumesc. Vreau să mai mulțumesc domnului Eugen Ungureanu pentru parteneriatul Media Exclusiv TV și soților, nu rețin numele, îmi cer scuze, dar Patrașcu din, la noi din Măgura, care de la școală, părinții care sunt din comună de la noi, reprezentanții școlii, care a filmat evenimentul și a pozat, o să avem în arhiva comunei noastre momente unice și sperăm ca următoarea ediție să fie mult mai mare, mult mai dezvoltată, cu mult mai multe surprize și cu mult mai mulți invitați de altfel. Vă mulțumim și vă așteptăm la Horă în Cămin. Și dacă am omis ceva, ne scuzați. În jumătate de oră, deci în 30 de minute, cât necesită schimbarea tehnicii de aici, de pe scenă în Cămin, dumneavoastră mai serviți un pahar de vin fiert, mai socializați. Vă mulțumesc și pentru Rica, care ne-a cântat la muzicuță. Vă mulțumim, o seară frumoasă și sărbători fericite în continuare!